Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. L-ați văzut că domnul Ciolacu, prim-ministru țării România, se află în vizită oficială în Qatar. S-a dus acolo în zonă, s-a dus cu bogăție, că plouă. În sfârșit plouă, e adevărat că ăia n-au canalizare. Domnul Ciolacu n-am prea auzit, adică l-a cam pus în umbră domnul Iohannis, da, cu deplasările internaționale, cred că asta mai mult pe acasă. Ei, cred că domnul Ciolacu se pregătește, că acum e an de alegeri, acum e complicat. Dar domnul Ciolacu trebuie să învețe că el are emoții, nu ca domnul Iohannis, care n-are niciun fel de emoție deloc, niciun fel, nimic, nimic. La dânsul eventual mai sunt pauze din când în când să mai resetează sistemul, dar domnul Ciolacu are emoții când ține discursuri și mai comite. El pare, în Qatar am observat în discursul pe care l-a ținut, pare preocupat de lucruri cu adevărat serioase și îngrijorătoare. A ținut un discurs și i-a scăpat o rimă. Excelența voastră, vă rog să fiți atenți. Qatar a organizat recent unul dintre cele mai de succes campionate mondiale de fotbal. Da. Este cea mai frumoasă lecție pe care ați predat-o tuturor celor care au avut la început îndoieli în această privință. Și este o lecție predată în sport. Mi s-a părut mie sau n-a fost lecția asta? Da, a fost, ce să zic, ce să zic? Nici o investiție. Este o lecție predată. Am vorbit peste peste lecție? Da, n-are nimic. Nici o investiție nu-i prea scumpă pentru o erecție frumoasă. Pentru o lecție frumoasă. Domnul Ciolacu, e foarte bun domnul Ciolacu. I-a venit mânușa asta cu mondialul de fotbal, că altfel nu știu ce le-ar fi spus. La catarezi? Da. Domnule, aveți niște saloane aici, da, pe aeroport? Îmi place ce asfalt ca lumea. Ce covor asfaltic frumos am. Cu canalizarea asta mai prost. Da, la Qatar înțeleg și cu inundații. N-a plouat așa mult. Qatarul e separe de... Da, 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 da. La vecini. Mai... Da. Mamă, dar ce a fost acolo? Ia. Da. Bună dimineața, Mari. Bună dimineața. Ce faci, Mari? Bine. Băi, Mari. La serviciu. Unde ești? E o gălăgie de nedescris. Fantastic, nu se poate. De ce nu scrie pe telefon, păi, Europa FM? Dar întrucât care crezi că e ideea? Pentru că m-a păcărit. Da, suntem puși pe răutăți și ne-am ascuns identitatea. Da. Îmi pare foarte rău. Eu așteptam Europa FM să scrie pe telefon. Vreau să vă spun acum un secret. Și care mai era ideea? Uite, te-a sunat să-ți dăm 100 de euro, știi? Nu, ideea este să răspunzi tuturor la telefon cu formula corectă. Da, uite. Pentru toți participanții la campania noastră, azi că e ziua lui Vlad și suntem generoși, vă spunem un secret. Noi avem o centrală meșteșugită care are foarte multe numere de tele. Adică nu vă așteptați să fie numărul ăla la care mai sunați voi ca să intrați în direct. Pentru că e o pleiadă de numere de telefon de pe care putem suna surprinzător. Păi, da, știi, din ce spui tu, se înțelege că noi cumva am vrea să păcălim pe cineva. Nu, vrem să păcălim, ideea campaniei este să răspundeți oricui la telefon cu această formulă, Europa FM, parte din viața mea, pentru că așa este frumos. Da. Și noi sunăm random și cine răspunde, adică, așa primește bani. Și după ce luați premiu, când vă mai sună rude sau, da, eu știu, diverse societăți comerciale, să răspundeți așa, Europa FM, parte din... Alo, Costel? Europa, da, FM. Costele, tu ești. Europa FM, parte din viața. Aveți grijă la ce spuneți. Și la domnul Ciolacu, e valabil și pentru domnul Ciolacu. Da. La cât a ajuns reportul? O lecție predată prin sport. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.